Bună dimineața, dragilor! Coloana noastră vertebrală este o structură multifuncțională ingenioasă, creată în așa fel ca să ne permită mișcarea și activitatea în toate direcțiile, oferind în același timp stabilitate. O postură incorrectă și un șir de alte erori de comportament pe care le comitem de-a lungul vieții ne pot șubrezi la un moment dat această axă perfectă a corpului nostru printr-o hernie de disc. Putem oare evita o asemenea problemă de sănătate? La această întrebare ne va răspunde în continuare domnul doctor Dan Lâsâi, medic neurochirurg. Hernie de disc este o problemă degenerativă. Inițial, deci fiecare din noi care începe să dezvolte o hernie de disc, el are doar dureri de spate. Atunci când hernia abia începe să se dezvolte. După aia, dacă hernia a ieșit în canal sau deja inflamația este foarte importantă, atunci apar și dureri radiculare sau dureri de nervi. Durere radiculare, sau cum spunem, radiculiți sau radiculopatie, sunt deja dureri care demonstrează că hernia este destul de măricică sau inflamația este destul de importantă, unde noi trebuie să intervenim. Nu este o problemă de gen, se întâmplă atât la femei cât și la bărbați și în special la tineri. Deci, contrar ideilor că, de fapt, hernia survine mai mult la bătrânețe sau cu vârsta înaintată, nu, deci toate categoriile suferă și dacă ultima vreme spunem că suferă cei care lucrează, suferă cei care și nu lucrează, care stau la birou foarte mult timp, care abuzează de o poziție incorrectă și care stau nemișcați. Deci e o problemă, de fapt, de igienă a posturii, în general. Deci noi trebuie să știm foarte bine acest lucru, pentru că știți postulatul medicinii, mai bine să previi problema decât să o tratezi, e mult mai simplu. Și de aceea noi spunem că hernie de disc, în mod normal, deci survine atât pentru cei care stau la birou, nemișcați, cât și pentru cei care lucrează foarte mult, lucrează incorrect, nu își iau pauzele de la lucru și nu fac profilaxia acestor tulburări de statică. Este foarte simplu, dacă ne gândim la, țineți minte, cum la școală făceam mai de mult, dacă stăm foarte mult la bancă așezați, fiecare jumătate de oră ne sculăm, ne întindem un piculeț, întindem spatele, relaxăm, deci pozițiile de relaxare sunt cele, sau cum spune, cuvântul cheie pentru coloană. Cu un cuvânt, noi generic ne putem să-i spunem yoga. Yoga este o mișcare relaxantă, o mișcare nu bruscă, dar treptată, în care mușchii sunt întinși. Odată cu întinderea mușchilor, noi cauzăm relaxarea acestor mușchi și atunci coloana devine mai suplă. Din moment ce coloana devine mai suplă, noi prevenim problemele degenerative și problemele de durere cronică. Așadar, rețineți, o postură bună și corectă reduce presiunea asupra coloanei vertebrale și a discurilor. Păstrați-vă spatele drept și aliniat, mai ales când stați așezați perioade lungi, de exemplu, la birou, în fața computerului sau când coaseți la mașina de cusut. De asemenea, mențineți o greutate sănătoasă. Excesul de greutate pune mai multă presiune pe coloana vertebrală și pe discuri, făcându-le mai susceptibile la hernie. Final de rubrică. Sănătate să aveți!